Bună ziua și bine ați venit la o nouă emisiune Euroferma. Ne aflăm la târgul de mașini agricole de la Hanovra, cel bine cunoscut de toți fermierii din România ca cel mai mare târg de utilaje agricole din lume. Să nu vă mirați că sunt aici eu la începutul emisiunii, pe Gabi am pierdut-o printre standurile cu încărcătoare cu braț telescopic. S-ar putea ca până la sfârșitul emisiunii să apară și ea. Domnule Ovidiu Ranta, suntem la Agritehnica, unde inovația se scrie pentru prima oară aici. Cum vedeți dumneavoastră viitorul în agricultură din punctul de vedere al vizitatorului de Agritehnica? Da, frumoasă întrebare, mulțumesc. Viitorul arată destul de bine, dintr-un anumit punct de vedere, dar provocările și toate crizele care o să urmeze au ridicat probleme de-a lungul timpului și Agritehnica și în această ediție încearcă să aducă câteva rezolvări și câteva soluții la această problematică, pentru că ne confruntăm în fiecare zi cu schimbări climatice, ne confruntăm în fiecare zi cu reducerea capacității de producție prin diminuarea resurselor, și aici mă refer la resursele de sol și apă, pentru că în fiecare zi contaminăm apa cu diverse elemente, pe lângă faptul că nu avem cantitativ, discutăm foarte mult de calitatea apelor și în același timp suntem supuși unor fenomene de erodare și compactare a suprasolilor fantastice, ceea ce înseamnă că generațiile care vin nu o să aibă aceeași șansă să-și producă hrană așa cum le avem noi astăzi. Iar tehnica agricolă are, printre altele, și acest rol de a veni în întâmpinarea și rezolvarea problemelor cu care se confruntă fermierii de astăzi și pentru viitor. Suntem în zona destinată încărcătoarelor cu braț telescopic. Iată, mă aflu într-un încărcător așa zis micuț, care are o înălțime sub 2 metri, un braț de 4 metri și care poate ridica 2,5 tone. Este un nou model cu motor Tier 5 cu normă de poluare redusă, un model care este foarte manevrabil și care se poate adapta oricărui tip de fermă. Dar nu este singurul, pentru că aici avem toată gama de încărcătoare, începând cu cele de la 50-60 de cai putere până la încărcătoarele mai mari cu braț telescopic. Chiar alături avem un încărcător care ridică 3600 de kg la 9,5 metri. Nu are rost să vă povestesc cât de manevrabil este acest tractor, acest încărcător. Totul este la joystick, cu o singură apăsare de buton poți face toate manevrele. Iată-ne și în fața unui mic încărcător cu braț telescopic, care este de fapt un stivuitor cu braț telescopic, ceea ce e foarte puțin obișnuit. El poate să ridice 3000 de kilograme la 4 metri, dar cu brațul extins la maximum poate ajunge la 1600 de kilograme. Este un stivuitor sau un încărcător care poate să lucreze într-un spațiu foarte, foarte îngust, poate fi 4x4 sau 2x4 și ceea ce este foarte important este că este acționat electric. Deci avem aici tot sistemul de energie al acestui echipament. O baterie care este concepută astfel încât să poată asigura autonomia acestui utilaj pe un schimb întreg până la 10 ore. Și în cazul în care se lucrează în mai multe schimburi, există baterie de rezervă sau bateria se poate încărca de la un schimb la altul. Vă propun să mergem să vedem și alte echipamente foarte interesante. Mergem un pic la o mașină pentru lucrări municipale. Este vorba de un tractor fast track adaptat pentru lucrări municipale cu sistem de împrăștiere a materialelor antiderapante și cu în față cu un echipament pentru tăiat boscheții de pe marginea autostrăzii. Și am o surpriză pentru dumneavoastră pe care o las pentru sfârșitul acestei intervenții. În continuare vreau să vă prezint un nou utilaj pentru lucrări municipale. Poate fi folosit cu succes atât pentru dezăpesire, cât și pentru tăierea resturilor vegetale de pe marginea străzilor sau a conturului copacilor. Poate fi folosit la orice activitate practic în acest domeniu de activități municipale. Este un tractor care se bazează pe seria
4 a tractoarelor Fast Track, tractor cu roți egale, cu sistem de virare pe toate cele 4 roți. Este un tractor special cu șasiu complet, cu sistem de cu suspensie pe fiecare roată. De data aceasta, ca noutate, suspensiile sunt hidraulice, față de suspensiile mecanice care erau până în anii trecuți, și cu sistem de frânare pe fiecare roată, cu discuri exterioare, cu etrier și ferodouri, sistemul clasic de frânare ca la camioane, și cu ABS. Pentru că, în primul rând, aici ne-am orientat spre siguranța celui care utilizează tractorul și a celor din jur. Pentru ca operatorul să poată vedea în cabină, pe monitor, și alte zone, alte unghiuri de lucru, fără să neglijeze conducerea tractorului, acesta este dotat cu două camere foarte performante, care pot să vadă ceea ce se întâmplă în exterior, pentru ca operatorul să lucreze în siguranță și să nu se întâmple niciun accident, pentru că lucrează mai mult pe asfalt sau în zone unde există terenul betonat. Este dotat cu anvelope speciale pentru astfel de teren, nu este cu anvelopele clasice agricole. Aș vrea să ne oprim un pic la vedeta acestui stand. Este vorba de un tractor special realizat prin modificarea anumitor componente, dar cu o mare parte din componente din cele existente la tractoarele din gama Fast Track. Este vorba de un tractor adaptat special pentru a obține o viteză de deplasare, cea mai mare viteză de deplasare terestră a tractoarelor. Este vorba de 167, aproape 167 de km pe oră, un record de obținut în Marea Britanie acum câteva săptămâni și care va fi omologat și pentru cartea recordurilor în următoarele 10 zile, din câte am înțeles, după târgul de la Hanovra. Este un tractor cu un design special, este un tractor cu un motor JCB, toate componentele JCB, cu un motor de 1000 de cai putere. Din nevoie, în permanență, și compartimentele fiecărei firme pe care o vedeți reprezentată aici, compartimentele de cercetare, dezvoltare, inovare, lucrează în permanență și este chiar foarte important să menționăm faptul că în spatele fiecărui produs de aici, fiecărui produs, stau mii de ore de muncă, mii de ore de concepție, de reușite sau de nereușite, de încercări sau de greutăți întâmpinate, și astăzi când vedem produsele aici ne bucurăm de ele, dar merită să ne gândim la toți care au depus un efort fantastic să fie aici. Sigur, unii cu resurse mai mari și cu rezultate pe măsură, alții la fel cu în funcție de rezultat, de efortul depus, dar în lumea mașinilor agricole există un concept de bază și anume există mașină bună sau rea. Toate funcționează, depinde la ce trebuie. Bună ziua, domnule Neacșu! Unul dintre principalii dumneavoastră parteneri este Deutz Fahr. Spuneți-ne, vă rog, suntem la Agritehnica și cred că telespectatorii noștri ar trebui să știe ce noutăți găsim în standul Deutz. În primul rând este standul grupului SDF, adică avem aici atât utilaje Deutz Fahr în cele două culori, verde clasic și negru Warrior, de la tractoarele în ediție specială, ediție limitată. Din fericire, ediția limitată, care era la seria 7 și la seria 9, a fost extinsă și la seria 6. Deci avem chiar aici în târg un tractor de 175 de cai putere cu transmisie cu variație continuă în versiunea Warrior, care înseamnă, pe lângă culoarea neagră, și mai multe opțiuni la cabină, lumini cu LED și câteva lucruri specifice, țeava de eșapament cu protecție de inox, câteva lucruri care îl fac un pic mai atractiv. Spuneam de Deutz, dar avem și tractoare SAME, tractoare Lamborghini chiar, și, să zicem, favorita mea, combina de recoltat struguri Gregoire. Este un model nou, încă nu-l avem în România, în versiunea asta. Un model nou pe care poate îl vedem un pic mai târziu. Mașină de stropit în vii cu recuperarea surplusului de soluție, tot în partea de viticultură. Un tractor de vie cu transmisie cu variație continuă. De mare? 215 cai putere.
se poate produce de la 75 la 115 cai, cu variație continuă, cum spuneam, dar cu câteva lucruri foarte importante. Pompă de ulei cu debit foarte mare, care asigură posibilitatea utilizării mai multor echipamente în același timp pentru recoltat, pentru lucrările din vie. Apoi avem sistemul Active Drive, este un sistem care are suspensie pe fiecare roată, tractorul poate să lucreze foarte bine pe terenuri accidentate, și un sistem unic la tractoarele, la tractoarele de vie, sistemul de virare cu toate cele patru roți. Deci raza de viraj este redusă foarte mult și astfel la terenurile cum ar fi în vie, unde sunt spații foarte mici și mașina virează pe un spațiu redus și echipamentul din spatele utilajului se poate să-și păstreze direcția foarte bine. Ca noutate, să spun, majoritatea tractoarelor au opțiunea de sistem de autoghidare, AgroSky se cheamă, la 2 sfar. Toate tractoarele sunt certificate de o organizație din Germania, AEI, care testează compatibilitatea între tractoare și utilaje, adică sistemul isobus al utilajului să funcționeze cu sistemul isobus al tractorului fără nicio nevoie de a face anumite actualizări sau adaptări, ceea ce e foarte important pentru că fermierul când cumpără un utilaj nu trebuie să-și mai facă probleme dacă softul pe care îl are este compatibil cu softul utilajului și nu trebuie să facă niște cheltuieli suplimentare ca să le coreleze între ele. Am avut situații chiar și în România la anumite utilaje vândute pentru alte mărci de tractoare, unde fermierul a fost obligat să cumpere niște coduri de deblocare sau niște echipamente suplimentare pentru ca să compatibilizeze utilajul cu tractorul respectiv. De data asta, atât producătorii de utilaje pe care îi reprezentăm, cât și firma 2 Spar au această soluție comună. Da, este o cred că a fost o idee strălucită a producătorilor de tractoare și de utilaje ca în sfârșit să se standardizeze aceste sisteme, astfel încât utilajele să poată funcționa foarte bine, indiferent de tractorul cu care sunt tractor. Au cerut-o foarte mulți fermieri din Europa, au cerut să le faceți viața mai ușoară prin astfel de echipamente. Așa este și cei mai mulți producători de tractoare au răspuns da, pozitiv la această solicitare și deja se văd rezultate. În afară de tractoare, echipamentele de care vă spuneam, avem, bineînțeles, și o combină din seria mare, 9306 cu turboseparator. Este o combină cu motor de 400 de cai putere, cu buncăr de boabe de 11.000 de litri. Aici, în târg, este dotată cu un header de cerare păiase clasic, dar ea poate fi livrată și cu header cu poziție variabilă a cuțitului pentru rapiță. Haideți să vorbim împreună, suntem în standul Pöttinger. Care sunt soluțiile noi de prelucrare a solului pe care le oferă? Știți că Pöttinger are două linii distincte, una pentru prelucrarea solului și una pentru utilaje pentru recoltarea furajelor. Dacă m-ați întrebat de utilajele pentru lucrările solului, știți că în România este bine cunoscută toată gama de pluguri. Utilajele pentru pregătirea solului imediat după recoltat, adică așa numitul dezmiriștit, care parge crusta și face cumva să reducă evaporarea apei din sol imediat după recoltat. Am mai vorbit despre acest utilaj, are posibilitatea să lucreze la câțiva centimetri pentru dezmiriștit sau dacă se demontează aripioarele de pe organele de lucru, poate lucra până la o adâncime de 25-30 de centimetri. Apoi avem grapele cu discuri, teradisc, care se produc de la 3 metri până la 10 metri. În ultima perioadă și în România sunt câteva grape de 8 și 10 metri care lucrează deja la fermieri și, general, cei cu care am discutat eu sunt plăcut, impresionați de performanțele acestor grape cu discuri. După aceea avem o gamă largă de mașini combinate, să spunem, grapă rotativă cu semănătoare sau
un sistem multiline care înseamnă grapă rotativă sau grapă cu discuri plus o semănătoare în spate, ceva ca să poată face într-o singură trecere atât pregătirea terenului cât și semănatul. Și bineînțeles TerraSem, o mașină cunoscută deja de mult timp în România, TerraSem care se produce de la 3 metri la 9 metri pentru semănatul în teren nepregătit sau în mulci. Aici în târg avem o mașină de 6 metri cu fertilizare, o mașină foarte, foarte performantă și care în ultima vreme și în România este din ce în ce mai solicitată. Deși personal consider că la semănatul păioaselor îngrășământul poate nu e chiar atât de important, pentru că se poate da în alte, în alte etape cu mașină mai productivă și nu pierzi timpul la semănat cu aplicarea îngrășământului. Dar acolo unde fermierii doresc precizie și o cantitate precisă de îngrășământ, se poate aplica acest îngrășământ odată cu semănatul. În cazul Pöttinger avem un rând de îngrășământ la două rânduri de plante. Și spre deosebire de alte firme care produc utilaje de semănat în teren nepregătit sau în mulci, la Pöttinger distanța între rânduri poate fi 12,5 cm, ca și la culturile clasice, sau opțional mai mare. Dar noi mergem pe standard, pentru că în România 12,5 cm este o distanță pe care aproape toată lumea o practică. Aș vrea să vă întreb, cât din ceea ce vedem, nu doar în standul Pöttinger, ci în general la Agritehnica, este necesar și util fermierilor din România? La târg sunt utilaje, multe utilaje, care unele dintre ele poate nici nu sunt cunoscute sau sunt foarte puțin cunoscute în România. Tehnologiile se schimbă însă și se observă din ce în ce mai mult tendința de a face mai multe lucrări într-o singură trecere sau de a face un număr redus de lucrări. Și în cazul nostru, aici în târg, avem o soluție pentru care să deranjeze mai puțin solul, așa numitul strip tillage, tot la TerraSem, unde există niște discuri ondulate, niște discuri iflate, care pregătesc terenul doar pe o anumită lățime în care intră brăzdarul de semințe după aceea. Adică solul rămâne nederanjat în cea mai mare parte și pregătirea solului se face cu aceste discuri ondulate doar pe o lățime de 4-5 cm. În urma căror discuri ondulate vine brăzdarul semănătorii. Din ce în ce mai mult se tinde spre lucrări de acest gen, pentru că se pierde mai puțin apă din sol și în ultima perioadă am observat cu toții că problema rezervei de apă este din ce în ce mai stringentă și orice metodă care sau orice posibilitate de a păstra apa în sol este binevenită. Sunt fermier. Ne-am întâlnit în standul acesta. Care este utilajul pe care l-ați spune și l-ați prezenta tuturor fermierilor dacă ar fi să alegeți unul singur? Mi-e foarte greu să aleg unul singur. Dacă ar fi să aleg unul singur, TerraSem-ul l-aș prezenta în primul rând. TerraDisc e deja cunoscut, este o mașină despre care chiar am scris recent că nu trebuie să lipsească din nicio fermă. Și fermierii care au TerraDisc sunt convinși de treaba asta și chiar mi-au confirmat că este. Am văzut la Cosmin Iancu. Pentru unii dintre ei este cel mai bun utilaj din fermă. Dar semănătoarea TerraSem cred că este o mașină într-adevăr pe care foarte mulți fermieri ar trebui să o aibă, pentru că este, pe de o parte, rezolvă problema semănatului într-un timp foarte, foarte scurt, la momentul optim, cu o precizie foarte bună, atât a dozei de semănat cât și a adâncimii de semănat, adică are sisteme care permit reglaje, inclusiv cărări tehnologice și tot ce este necesar. Este dotată cu sisteme electronice care pot să asigure lucru cu orice tip de tractor prin sistemul ISOBUS. Dacă aș putea să spun și despre un alt utilaj care
pe care l-aș recomanda fermierilor, în special celor care se ocupă de producerea de furaje, de silos. Ar fi o remorcă autoîncărcătoare. Aici sunt câteva modele, dar oricare dintre ele este foarte bună. Remorcă care are în față un pick-up, are un sistem de tocare a furajului. Se poate produce furaj pentru siloz cu o dimensiune de 3-4 cm, cu sistem de ascuțire automată a cuțitelor și de protecție la suprasarcini sau la pietre. Sunt niște remorci care, pe de o parte, acolo unde se face silozul clasic, să spunem, pe de o parte au o capacitate foarte mare de lucru și pe de altă parte un volum mare de material care intră în aceste remorci, până la cea mai mare variantă este la 100 de metri cubi, echivalent 100 de metri cubi când este presat. Este o mașină care poate fi livrată pe 2 sau 3 axe, cu sistem de viraj pe fiecare roată și chiar cu sistem de înclinare a roților în cazul în care se lucrează pe pantă, pentru ca mașina să nu alunece spre vale. Deci e o mașină foarte, foarte utilă pentru fermierii care produc siloz și acolo unde e cazul și pentru biomasă, pentru sistemele de biogaz.